Vâlceni au fost solicitați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 în jurul orei 3 și 33 de minute pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor, de descarcerare și prim ajutor la un accident rutier produs pe raza localității drăguiești. S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul punctului de lucru Dobroteasa și a detașamentului de pompieri cu Vulcea și Drăgășani, cu două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță zmurd, precum și trei ambulanțe aparținând serviciului de ambulanță județean Vulcea. Echipajele operative sosite la locul intervenției au constatat că în accidentul rutier au fost implicate două autoturisme și trei ocupanți, iar într-unul se aflau două victime încarcerate inconștiente. În urma evenimentului rutier, un autoturism a lovit un stâlp electric, firele de la stâlp aflându-se pe carosabil. S-a procedat de urgență la extragerea victimelor încarcerate, care au fost predate inconștiente echipajelor medicale. Din nefericire, echipajele aparținând ambulanței Vâlcea au declarat decesul celor două persoane. A treia persoană implicată în evenimentul rutier a fost transportată la unitatea de primiri urgențe Vâlcea de către echipajul aparținând serviciului de ambulanță județean cu traumatism la coloana cervicală. Pompierii militari vulceni au asigurat și măsuri de prevenire și stingerea incendiilor.